mergem, mergem la București, mergem să ne întâlnim cu Andrei Bordeanu. Andrei Bordeanu este băiatul pe care eu îl antrenez. După cum știți, este profesionist, a fost campion național absolut aici la noi și mergem să facem un review, așa, o trecere de vista ce a însemnat training online în ultimele două luni de zile. Să zic că sunt două luni și câteva săptămâni. Mergem să vedem care este condiția lui fizică acum, de unde am plecat, care sunt rezultatele obținute într-un timp de genul acesta și, bineînțeles, urmează cheat day-uri, nebunii, o grămadă de chestii pe care le avem de făcut în București, da? Și vom face cheat day cu Andrei Bordeanu și să sperăm că mai vor fi și alții prezenți, însă nu garantez pentru chestia asta. Dar mă veți vedea, bineînțeles, în cheat day. O să facem un cheat day de la amestecat, așa, și întins. Și o să vă distrați maxim, da? Hai că mai filmăm pe parcurs, v-am pupat. Uite că ne-am apucat bine să plecăm din Craiova. Și deja avem mari probleme. Mai exact, aglomerația asta tâmpită din Balș. Cine cunoaște cum stă treaba în Balș, dă dreptate cine știe zona pe aici. E o aglomerație foarte mare și trebuie să ne înarmăm cu multă răbdare, deși eu sunt extrem de nervos și de agitat. Nu-mi permit să am ieșit de genul ăsta, mai ales pe cameră, dar închidem camera și facem ravagii, da? Asta vrea să mă depășească? Aoleu, ce aromă avem la Starbucks! Doamne! Te omoară acest frappuccino! Te omoară definitiv! Hai să mâncăm ceva, că n-am mâncat nimic în dimineața asta. Și oprim aici la Stejarul, parcă se cheamă. Știu că era o comună, Cerbu. Dar să-l vedem, cum se cheamă imediat, vă spun. Îmi scapă, nu. Stejarul se cheamă, exact cum am spus. Despre ce este vorba, ne-am cazat, da? Principalul lucru și cel mai important este faptul că am pornit această ventilație, da? După cum vedeți, e destul de drăguț. Da? E destul de drăguț, e un hotel de 4 stele cu un preț rezonabil, da? Avem și un televizor Samsung, da, model mai vechi. Nu este Smart TV. Și eu aici am poza. Da? A, ia să vedem minibarul. Asta chiar am o curiozitate. Văd că sunt lucruri.
și pare și pornit. Ceea ce este un lucru îmbucurător. Cam asta este, fraților, cu acest hotel. Și o să intrăm în baie acum să vedem despre ce este vorba, da? Aceasta este baia. E relativ decentă. Ce avem aici? Prosopul, care de obicei. Un duș. Oliva. Cam asta este. Haideți să mergem. Mai avem pasiune să vedem ce mai trebuie în mașină. Mai am o mașină de-asta de chiți. Puteți să opriți.